Bună seara, doamnelor și domnilor! Dacă observați, cei care vă uitați mai des la această emisiune, am pus scaunul un pic mai sus în această seară pentru a încerca să fiu și eu la cât de cât la înălțimea invitatului meu, măcar ca așezare. Invitatul din această seară este profesor dr. Ion Predescu. Bună seara, mulțumesc foarte mult. Bună seara, domnul Speran, nu este cazul noastră, sunteți un intelectual autentic și... Nu să știe, un ziarist și dacă a fost vreodată intelectual, să știți că ușor îi trece precum gripa. Da? Dar nu în sensul acesta. Emil Grăjeanu, care e și ziarist, a scris bine și poet și ziarist, a scris una dintre cele mai bune cărți de după război, Petrecerea timpului, și Jurnal Politic Românesc, și a desfășurat, nu, poate mare parte activitatea ca ziarist. Bine. Rămâne remiză, ca să zic așa. Remiză. Haideți să începem în felul următor. Da. Am fost și zilele trecute în librărie. Da. Și dintr-o dată, domnule profesor, am avut impresia că sunt ca acolo la biserică unde se pun lumânări. Ați văzut dumneavoastră că acolo se pun lumânări într-o parte pentru vii și într-o parte pentru morți. Așa mă uitam eu la cărți, să descoper printre autori morții și vii. Și mă gândeam să vă invit odată în emisiune, să vă întreb dacă ar fi posibil la limită ca un scriitor dintre cei vii, că morții sunt morți, nu avem ce să le facem, fie că îi cheamă Shakespeare, Balzac, Dostoevski, Tolstoi și așa mai departe, sau Sartre, sau cum vreți dumneavoastră. Dacă ar putea cineva să scrie o carte atât de frumoasă, încât să zică Dumnezeu, pe ăsta îl las în viață. A scris o carte minunată. Și ce fel de carte ar trebui să fie asta? Una de poezie, proză sau dramaturgie? Domn profesor, am pus o întrebare ca un elev aflat în bancă, care e liber să-i pună profesorului său orice fel de întrebare cu putință. Ei, dar sunteți un elev cu o foarte bună cultură și atunci întrebarea este ca să fie o emisiune bună, deci este o întrebare inteligentă și pusă de un ziarist, scriitor inteligent. Nu pot să pun o întrebare de acest tip. Am avut săptămâna trecută un invitat aici, Ștefan Setlacek, unul dintre cei mai mari specialiști în genetică. Am putut purta cu el această discuție, fiindcă, bine, am fost și elevi acolo, realizat de domnul profesor Sândulescu, profesor de fizică la Colegiul La Hovari, a cărui invitat a fost, și am discutat, e normal, nu despre genetica, genotip, fenotip, genotext, fenotext, dar nu asta era ideea, omul a avut o căldură imensă. Și în același timp vreau să vă spun că ideea a fost următoarea, nu poți să pui o întrebare dacă nu ai sacul plin. Așa că nu asta. Dar eu am și răspunsul, domnule. Am și răspunsul. Păi nu, atunci, eu am răspunsul meu, aștept răspunsul vostru. Atunci, deci, cam asta ar fi problema. Ștefan Setlacek mi-a fost aproape elev la Târgu Mureș, la liceul Alexandru Papiru Ilarian, în anul 1975. Adică a fost acolo elev între cei mai mari savanți și merge în străcate numai cu burse Max Planck și a fost acolo elev în perioada unei colegi în care eu am debutat în învățământ la Institutul de Teatru. Ce spune? Sigur că aveți un răspuns, dar vreau să aveți un răspuns care naște altă întrebare. Deci, nu știm bine amândoi că orice întrebare care are un răspuns exact, nu e bine așa și trebuie să aibă un răspuns care să deschide alte întrebări. Pentru că întotdeauna cele proaste le rușinează pe cele înțelepte și așa mai departe, nu? Bine, sigur că da. Ați exprimat esența și foarte persuasiv. Ce carte ar trebui să scrie? Cineva care, ca să rămână, să fie nemuritor, să-și câștige nemurirea printr-o carte, domnul profesor. Adică nemurirea în fața lui Dumnezeu sau nemurirea în fața lumii? În fața nemurirea. Ce-i nemurirea? Da. În cazul ăsta. Ați văzut? Nu știu. Păi da, tot din întrebare. Nu știu ce este nemurirea. Dacă ar fi, ce să zic, în fața lui, să luăm exemplu Noica, nu? Constantin Noica și Rafael Noica. Deci Noica scrie filozofie, nu? Și atunci nemurirea lui, să zicem, în fața ființei este cărțile, iar Rafael Noica, după o cultură imensă, studii prin toată Europa,
pătimit prin toată Europa, se retrage în Apuseni, așa, și stă aproape într-o mică peșteră, să zicem. Deci caută revelația. Deci în fața lui Dumnezeu a ales credința aceea autentică, nu călduță, ci credința care, poate străfuge la un om. Deci mă gândesc că în caz sunt oamenii aleși. În cazul oamenilor aleși, cam aceasta ar fi, să zicem, acum că asta mi-a spus întrebarea, cele două paliere, nu? Cel care scrie opere, să zicem, pentru ființa, să zicem, atunci pentru lume și pentru altfel de eternitate, cel care scrie pentru să fie în fața divinității, cum era Faiul Noi, care aproape nu mai vorbește decât se roagă. Astea sunt stadiile supreme, probabil, în cultura actuală. Bine, două dintre ele. Eu mă gândeam, da? să mă gândeam dacă așa este bine, cum vă spun. Da. Și anume că Shakespeare rămâne... Știți, e o banalitate. Shakespeare este nemuritor prin opera lui. Ce sens are, domnul, să exprimarea asta? Că Shakespeare e nemuritor prin opera lui. Sau dacă vreți să luăm un exemplu mai românesc și la modă, că e cartea lui Lucian Boia pe rafturi. Și am isprăvit-o și eu de citit de curând. În ce sens este sau nu este Eminescu nemuritor prin opera lui? Și v-aș ruga să priviți, nu cu ochii criticului, să deschideți un pic mintea și să, și să priviți și din punct de vedere existențial. Pentru că, până la urmă, scriitorii sunt și ei oameni cu biografia lor, cu suferințele lor. Shakespeare, de fapt, este o sinteză, să zicem, cu o secole, două secole înainte de Shakespeare. Deci el este o sinteză a unei culturi și a unei civilizații. Probabil cea mai mare altă sinteză. Aceste sinteze nu le poate realiza numai un om. Ele se întrupează într-un om. Eu cred că o personalitate cum este Shakespeare, știți, explicăm acum puțin filozofic și psihanalitic și apoi spunem direct, nu? Deci e acele două sintagme care ne le-am mai folosit aici, gatos de miurgos și kahetos de miurgos, adică scritorii care scriu au o operă normală, să zicem, o operă unde cu idei multe, cu o bună stilistică, și scritorii care sunt aproape abufali, aproape răpiți de zi, cum este Shakespeare. Nici a plătit cu viața aproape, nu? Cu nebunia a plătit această răpire de zi, atunci când ei... Opera lor crește... Dar numai el, dar și Tolstoi. Da, am înțeles. Da, nu, Hölderlin, Eminescu. Da, Eminescu. Ei depășesc limitele raționalității și înțelegerii obișnuite umane. Așa este și în cazul lui Eminescu. Eminescu este o sinteză a culturii române, întrupată, să zicem simplu, nu, în Eminescu. Și atunci această sinteză, viața, cum ați întrebat de viața, viața unui om ca Eminescu, care era bipolar, nu? Adică atunci când era maniaco-depresiv, uneori se manifesta. Este, sigur, un poet nostru genial, deci asta nu încape discuție, dar atunci când el însemna, când avea, să zicem, era sublimitatea, scria poezie. Când avea partea cealaltă, să zicem, bipolar, nu, pozitiv-negativ, scria mai ales jurnalism. În amândouă este genial. Și uneori e mai ușor de tradus în jurnalistică. Unele idei, poate din opera Eminescu, știm amândoi că nu mai sunt viabile astea. Sigur, dar ați simțit vreodată, intrând într-o librărie, că intrați ca... Uneori am impresia că intru ca într-un ospiciu. Întotdeauna am impresia că intru ca într-un spital de arși. Uneori am impresia... Păi, știți, nu pentru se poate că altfel. Este extrem de multă suferință într-o librărie. Da, este extrem de multă suferință. Problema este următoarea. Dacă suferința respectivă, prin talent, devine operă, să nu rămână patologie. Este corect. Da, însă n-ar trebui să le spuneți dumneavoastră elevilor și studenților că în aceste opere, pe lângă valoarea estetică, pe lângă canon, pe lângă locul cărților în istoria literaturii, există și o trăire, și că trebuie să se apropie de în actul lecturii, cumva cu nu se poate altfel, domnul, cu un pic de milă, dacă vreți, cu un pic de pioșenie, dacă pioșenie, vreți. Haine de sărbătoare, haine care se ducă către să priceapă și bucuria și suferința. Adică atunci când iei o carte în mână, domn profesor, când iei o carte în mână, nu orice carte, nu din ăsta de să scriu pe la râmnic, când iei o carte adevărată în mână, nu ai impresia ciudată că îl atingi pe omul care a scris-o, chiar dacă el a murit de 200 de ani? Da, îl atingi și intri cu el în dialog și poți să pleci cu el din librărie, chiar dacă nu cumperi cartea. Sigur. Da, adică pleci cu el și
ai un dialog. Și nu trebuie să-l iubești un pic, da, și nu trebuie să-l compasionezi un pic. Da, îl iubești, ești compasiv cu el și îl iubești, fiindcă nu se poate altfel. Deci și te lași poți pe mâna lui și te lași, dacă vrei, intri în lumea lui, nu? Te, te dăruiești lui. Actul rături este și un act de dăruire. Este un act de dăruire. Îți deschizi mintea și sufletul. Evident, noi vorbim de partea estetică, fiindcă asta validează operă, dar, cum zice Ibreanu, creație și analiză. Deci creația, viața este fundamental. Ceea ce lipsește literaturii de astăzi, asta este viața. Deci tehnicile, mi s-au schimbat și timpurile, tehnicile sunt foarte bine cunoscute. Important este să ai miez. Să ai miez, să ai substanță. Cu mare, am văzut ultima carte a lui Cărtărescu, n-am citit-o, da. Cu mare el, noi, în celelalte cărți. Da. Impresia mea este, citindu-i cărțile lui Cărtărescu, că el vrea să topească asta absolut totul, da, într-o singură pastă, da, universală, să înțeleagă lumea dintr-un foc, dacă vreți, da, să-i găsească o coerență și să o exprime într-un singur text. Este părerea că de la Eminescu la Cărtărescu nimeni n-a căutat absolutul la modul ăsta. Dar caută și stilistic. Da, folosește toate metodele, toate tehnicile. Acum va trebui să se așeze în celălalt la carte. O am aici, telespectatorii, nu? O arătăm ca să o vadă. Ați văzut aprecierea lui Gabriel Iceanu, care spune că, eu știu, literatura română acum, cu Mircea Cărtărescu, Solenoid, este altceva și că pe el această carte l-a scos, adică i-a schimbat grila de lectură și viața, într-un fel. Acum, vom vedea, trebuie să citim cartea, să fim foarte, să o interpretăm. Este plină de viață, plină de stilistică, plină de strălucire, sunt toate tehnicile posibile, narrative, și cum spuneți, ia pe la antichitate, i-a împlăcut textele celebre din literatura universală, tehnica este obzecistă. Important este dacă în pasta de care vorbiți există primul în creație, adică dacă există acea genialitate care să-ți dea forța să exprimi viața în așa fel încât să producă, să răvășească conștiințele. Deci caută, da, asta e impresia mea, că da, el caută un textul total, textul ultim, da, textul universal. Către care aleargă, important e ca pe acest domn deocamdată aleargă singur aproape în anumite circunstanțe, corect, fiindcă totuși literatura, chiar dacă poate fi, mă rog, mulți îl contestă fără să-l citească, dar el aleargă în permanență, important e să, ar fi să pună și alții operele. Îl contestă și pentru că nu-l citesc și nu-l citesc pentru că nu e lectura lui Cărtărescu, nu e una hedonică. Nu este una. Din contră, este una chinuitoare. Da. Și nou, este, da, intelectual, da, extrem, da, de solicitant. Da. Și este, da, instrumentalizat. Ați văzut ce succes are când se prezintă la cât un simpozion internațional, fiindcă are în același timp substanță și are o formă accesibilă în ceea ce scrie și incitantă. Pentru că a venit vorba, domnul profesor. Da. Mulți confundă actul lecturii cu un act de loazir. Dom'le, da, citesc să mă distrez, citesc să mă simt bine, citesc... Trebuie să le spuneți oamenilor care vor să citească că de multe ori lectura este chinuitoare, de multe ori lectura este suferință, dar nu o suferință din asta patetică, ca la telenovele în care plângi în final. Poate purifica această suferință, nu? Deci nu este, cum a spus noastră, o suferință este de tip sec. Uh-huh. În cărțile astea mari sau în cărțile care sunt scrise bine. Adică nu este, nu este exterioară. E o suferință cu care pleci și e ca în anumit tip de muzică. E o suferință seacă, nu se pune pe talabă. Da, sau... sunt cărți grele, eu asta vreau, și nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Cărți care să citesc greu. Hai, dați noastră un exemplu. Dau și eu un exemplu, dați noastră întâi un exemplu. Iliada, uite, o carte care să citește greu. Să citește greu, da? Este o capodoperă. Joyce. Joyce. Să citește... Și mai dificil, da, că am luat un text care lumea greu știe de el. Kafka, nu se citește Kafka, chiar ușor. Nu se citește ușor, nu se citește fără mentor Kafka. A, ce mă bucur că spuneți asta, că asta este, să știți că aici mă plagiați într-un fel. Da. Eu spun așa, da, eu am făcut o mare greșeală în viață, mi-am citit Dostoevski fără mentor, chestiune care m-a smintit. Da, puneți ghilimele, că lumea, am dacă înțeles, nu pun ghilimele... Am înțeles, da, literatură, smintearea întotdeauna e pozitivă. Nu se știe. Și ca lector, da. Da, da, așa este, bun, asta e altă temă, că sunt cărți care trebuie citite cu mentor. Da, asta e foarte important. Și n-ar trebui să existe și o spovedanie post-lectură? Ar trebui să existe o spovedanie post-lectură cu... Deci pentru cititor.
nu pentru cititor, e foarte important să citească cu un mentor. Și pentru un scriitor, nu poate să ajungă prea departe fără mentor. Nu, ascultați-mă, pentru, da. Pentru un lector, fiți da. Atent. Pentru un lector, da. Eu citesc adolescentul. Da. Și îmi vin în minte tot felul de gânduri. Da. Unele normale, unele paroxismale, unele paranoice, unele pline de dragoste, unele da. Lipsite de dragoste. N-ar trebui după ce termin cartea să mă duc să mă spovedesc la un, la un popă de, de lecturi, ca să zic așa. Deci, da, am înțeles, ca la un preot de lecturi. Ca la un preot de lecturi. Da. Doar să spuneți mai frumos. Nu spun mai frumos, da. Păi sigur că trebuie însă, cum să vă spun, preotul de lecturi, când ești lector, când ești cititor, are un rol foarte, foarte important. Când ești scriitor, preotul de lecturi nu mai îl consulți. Sigur, nu da. Discutăm despre da, asta. Asta da. E altă poveste. Dar, da. Dom'le, ca cititor... Da, este evident pentru asta. Pentru că de multe ori lectura... fără mentor, cum spunem amândoi, picăm pe aceeași idee, poate duce pe căi greșit. Uite, suferințele tânărului Werther. Da, uite, cât s-au sinucis. Da, da. Da? Poate produce acest tip de reacție. Sigur. A lectorului. Și trebuie toate mai cărțile citite cu mentor. Fiindcă nu... Te pot dezechilibra, idiotul, da, dacă sigur. Vrei da, să... Tu începi să semeni cu Mușkin. Da, da. Da. Și când te porți așa cam umil... Așa, și da, zic că nu, te nu, cam nu, l-aș nu. Lăsat jucat în picioare. Nu trebuie să te duci să te spovedești la preotul de lectură să-i spui, uite, tocmai am terminat de citit idiotul a treia oară și încep să semăn cu omul ăla. Ceea ce nu e în regulă. Vă rog frumos să mă absolviți. Să-ți dea, eu știu, să-ți dea ce în loc de metănii, ce să faci? Să citești un pic Balzac. Că dacă da, citești un pic de Balzac, trebuie să sănătoșești la cap. Da, sau Malraux da. Să citești sau nu, care sunt vital de altă... Să citești Malraux, da, și Malraux, da, condiția umană, da? De altă... Calea regală parte, sau... Da. Da. Calea regală care este o cale a victoriei. Sigur. Da, Mușkin nu e victorie obișnuită. Sigur. Este sau din poezie, după ce citești lucruri care te poți minti, cum ar fi Rilke, da. Să citești Leopold Sedar Senghor. Sigur că... Nu ai niciun fel de problemă. Da. Te sănătoșești, bă. Dacă citești prea mult Rilke, el trebuie să duci să te spovedești. Da. Dar cărțile acestea care să... Mă scuzați că nu mă exprim atât de universitar. Nu vă exprim atât de universitar, nu, domnul. Mă exprim un pic jurnalistic. Nu, foarte bine. Da. Vă spun, vă repet, că Emil Fărezeanu a scris o carte excepțională, de cele mai bune cărți de după război, Petrecerea timpului. Petrecerea timpului și este... Da, am văzut-o astăzi în librării. Dacă spuneți că una dintre cele mai bune cărți de după război... Război deci da. Nu trebuie să vă reamintesc eu ce s-a scris după război. Nu, eu v-am spus că nu e vorba de literatură aici. A, una dintre cele mai bune cărți? Nu, de literatură, ca scriitor, nu numai... Deci jurnalistul deveni scriitor. Deci una dintre cele mai bune cărți de literatură de după război. Da, de literatură de după război venită din pragul jurnalisticii. Adică chiar dacă e poet și eseist, dar e din pragul jurnalisticii venită. Adică și Barbu a scris după război, un stilist extraordinar, baroc. Eugen Barbu. Eugen Barbu. Da, da, da. Balplan. Și... Una este baroc, asta este, alta este stilul, să zicem, postmodern, care folosește în anumite da, și... pasaje Emil Hărezeanu. Da. Și Marin Preda a scris după și război. Și Marin Preda, ei, nu, n-am nicio dubiu să spun că e o carte excepțională și că poate sta, știți că nu e, aici nu alergăm... ca la atletiți, ca locul 1, să nu cumva să fiți sedus dumneavoastră de ultima dragoste. Am zis 1, nu zicem 1, 2, 3, că suntem în dialog cultural, acolo nu e unul pe primul loc, unul pe locul 2 sau altul pe locul 3. Nu, sunt, este un pluton care aleargă. Nu? Și înțeles. Da, și în cultură nu e locul 1, 2 și 3. Bine, nu vorbesc de Eminescu care e geniu și altceva. Ci scriitori despre care trebuie să vorbim și într-o cultură cu cât sunt mai mulți scriitori valoroși, cu atât este mai bine și ei trebuie toți interpretați. Nu? Ce ne folosește dacă vorbim deseori apoi mai despre George Enescu, muzica sinfonică? La nimic. Am înțeles. Da. Eu, de fiecare dată când vă prind în emisiune, vă pun o întrebare. E o întrebare, nu știu dacă ați remarcat, vă pun imediat, pe care v-am pus-o absolut de fiecare dată când ne-am întâlnit noi în emisiune. Și sunt curios dacă îmi răspundeți aproximativ la fel. Eu formulez așa, că decât puțină cultură, mai bine deloc. Am dreptate ori n-am dreptate? Sau cât, cum da. Să... Păi da, aveți dreptate, domnul Sfânt. Am dreptate. Păi da, decât mai puțină cultură, mai bine deloc. Fiindcă acea puțină cultură naște orgolii, naște hipertrofierii, unul care știe să caute pe calculator, eu știu,
câteva informații, poate să devină om politic repede, poate să ia decizii, poate să, să fie inflamat de acea puțină cultură, care naște, de fapt, monștri. Puțina cultură naște monștri. Bun, dar un pic mai multă cultură, suficient cât să treacă pragul spre omul cult. Nu cumva, asta e a doua întrebare, dăunează omului zilelor noastre, nu cumva îl dezadaptează? Nu cumva îl face mai, mai slab? Nu, păi mai slab poate să-l facă, dar cred că altă șansă nu are, pentru că lumea, cel puțin lumea românească, e atât de contorsionată și atât de captivă în grădina, în lumea răului, încât totuși cultura, atât cât este omului poate, sau, mă rog, nu vorbesc de cel cu aparență de cultură, să se retragă, să meargă, uite, într-o librărie, ascultă muzică, să uită, locat. Nu are altă șansă de supraviețuire. De ce? Șansa reușită în afaceri, asta nu e reușită. Nu știu dacă e o șansă, în sens, se bucură de afaceri, nu știu dacă se bucură de afaceri, se bucură de, probabil, de partea aceea, să zicem, malefică a lucrurilor. E adevărat că în lumea românească e necesar, fiindcă lumea care trăiește re-românizarea asta, adică știți, nu, cum este, sași poate nu mai sunt, evreii poate nu mai sunt în România, cei care să muncesc foarte bine ajung, e teza lui Boia pusă de mine alte idei. Lui Boia, că vorbește de re-românizarea României. Atunci, dacă se întâmplă asta, nu este bine. Nu este bine, fiindcă, nu știu, să rămânem aici, ce facem atunci? Atunci, ce te poate salva? Te poate salva acel loc sau acea cultură care poate că te oprește de la afaceri, poate că te oprește de la afaceri. Bine, domn profesor, dar atunci fericiți cei sărași cu Duhul, ce înseamnă? Ei, acum știu mai mult decât înseamnă asta. Păi nu, dar spuneți ce înseamnă, ca să vedem că poate foarte multă lume interpretează în sensul ăsta. Dom'le, n-are niciun rost să... Păi, fericiți cei sărași cu Duhul, în ce sens? Nu în sensul, e vorba de trăirea autentică, la asta e referința aia, dacă poate să ajungă omul la el, nu informația minimă în timpul, că vorbim la timpul de astăzi, fericiți cei sărași cu Duhul. Acum poți fi fericiți. Dar știți ce spunea Sfântul Ieronim? Că nu s-a salvat nimeni prin dialectică, domn profesor. Păi nu, dar vorbim de devenire, de dialectică. În cultură e devenire, și, nu dialectică. Și nu spunea Domnul nostru Iisus Hristos cuvântul vostru să fie da sau nu? Da, spunea să fie, ia să vedem cum vă descurcați. De ce să nu mă descurc aici? Păi da, poate să fie da, nu, dar există un palier unde e da și nu. Mm-hmm. Adică, nu, există o scară de valori unde e da și unde e nu. Adică hermeneutica poate fi de la Dumnezeu, nu e de la dracu. Păi poate să fie și de la dracu câțiva metri, dar ajunge la Dumnezeu. Cum se spune frumos, un scriitor mare își mănâncă întâi diavolul și apoi devine scriitor mare, se sublimează. Am înțeles. Mai noastră sunteți psiholog și știți asta, nu? Dar speculația hermeneutică, reinterpretarea, interpretarea și reinterpretarea... Deci, domnul, speculația hermeneutică merge către sens. Dacă e falsă, nu, textele biblice sunt acolo, s-a dezvoltat în primul hermeneutica. Deci, speculația hermeneutică merge către găsirea sensului, chiar dacă sunt mai multe, dar ele se unifică. Nu merge către semnificația aia minimă pe care o poate să creadă un om că a găsit-o. Nu o găsește. O găsește, acolo se proiectează sau are cultură minimă. Deci, Biblia este un text care duce omul către sens. Eu am avut permanent impresia că drumul spre ea e păvat cu pagini din hermeneutică și mă gândeam la săracul Adrian Marino. Știți? Lăsați că nu, Adrian Marino, acum nu știm noi unde este el, acum știți. Dar mă gândeam că... Da, eu când v-ați gândit la jurnalul lui, nu? M-am gândit la hermeneutică, la cartea lui despre hermeneutică și după aia la jurnal. Nu. În cartea lui de hermeneutică, acolo nu. Deci înveți acolo să faci o fișă de lectură. Înveți să interpreti, adică înveți să muncești și să ai un fel de vraja muncii și atunci poți să ai devenire. Poți, n-am spus cu ai. Adrian Marino este unul dintre mari oameni de cultură. Fără discuție. Din critica românească, din cultura românească, asistentul lui alături de Piru, asistentul lui George Călinescu. Sigur că mai au fost și alții, da, Viorel Alecu, dar n-au ajuns aici. Deci nu. Acum, noastră sunteți... Jurnalist inteligent și vreți să mă... Nu, da, e un palier. Vreau să vă zmintesc. Nu, dezmintit, dacă nu sunteți zmintiți, nu ajungem la un sens, adică să fim serioși. Acum, nu în sensul acela, nu, domnule, adică ce înseamnă? În sensul că poți să te întrebi asupra fiecărui cuvânt. Te zmintești într-un ceva. Zmintești în afara a tot. Da, este corect. Deci e diferența, eu, știți, foarte mult de patologie. Da, o să luăm o pauză. Da. Îi rog, înainte de a lua pauză, îi rog pe cei care sunt în hol și au vorbit toată jumătatea asta de oră să plece de aici, că dacă ies la ei, va ieși un scandal monstru. Iar acum luăm o pauză și sper să nu-i mai găsesc acolo.